Șoferul aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor, care provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, va fi pedepsit cu închisoare, cu executare. Era un întuneric beznă și am auzit haosul pământului. Asigură-ți locuința acum. Campanie de informare realizată de PAID România cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al Asociației Municipiilor din România. Îmi e dor de tine, tată. Vreau să ne vedem mai des. Să vorbim de una alta. Donează 2 euro lunar prin SMS la 8845 cu textul familie pentru ca părinții să poată rămâne aproape de copiilor bolnavi. Ținem familiile împreună în casele Ronald McDonald. Oprește-l pe cel de lângă tine să producă o tragedie. Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale. Am simțit. Am ajutat. Am luptat. Am acționat. Am apărat. Am căutat. Am salvat. Am răspuns la peste 10 milioane de apeluri la 112 în 365 de zile. Dar aproape jumătate din cazuri nu au fost urgențe. Sună doar când ai nevoie de ajutor. Șansa la viață este ajutorul medical oferit la timp. Noi ne-am riscat viața când tu ne-ai chemat. Acum te chemăm și pe tine să fii alături de noi. Să salvăm viețile celor care au cu adevărat nevoie. Sună la 112. Doar când ai o urgență. Antena 3 TVA. Știrile locale care contează. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 și 8 și de la 17 și 18. Îți aduce cele mai importante știri locale. Nu rata sâmbătă de la ora 10, retrospectiva celor mai importante știri locale ale săptămânii. Evenimentele zilei, relatate clar și precis, pentru ca tu să fii mereu informat. Urmărește-ne și online și fii la curent cu tot ce se întâmplă în județul Hunedoara. De peste 20 de ani, suntem alături de tine și aducem știrile locale direct în casa ta. Antena 3 Deva. Știrile care contează. Bună ziua și bine v-am regăsit. Urmăriți știrile locale Antena 3 Deva. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exact, Antena 3 Deva, ne apropiem de sfârșitul de săptămână și iată că emisiunea de astăzi este cumva o premieră pentru al doilea rând de alegeri din acest an. Este vorba de alegerile parlamentare și cele prezidențiale, în curând, mai precis în 23 octombrie, va fi debutul oficial al campaniei electorale, dar până atunci suntem în precampanie și spuneam că este o premieră această emisiune pentru că practic ea constituie prima bornă în drumul spre alegerile parlamentare, prima emisiune de precampanie electorală, primul candidat care vine în această calitate la noi în studio este vorba de domnul Călin Marian, membru al Partidului Național Liberal și ocupantul locului întâi la lista pentru Senat. Bine ați revenit la noi în studio. Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație. Iată că o nouă campanie, dar și un nou studio.
Dar chiar vă felicit și vă doresc succes în activitate. Cu siguranță, la momentul ăsta, ați ajuns la un nivel, să zic așa, internațional. Mulțumim, vă doresc și eu succes și... practic, ați fost validat de forurile partidului, nu, pentru a ocupa acest loc și, de fapt, toți candidații pentru județul Hunedoara au deja lumină verde pentru a face publice pozițiile pe liste și candidaturile. Da, există o procedură statutară, cred că la fiecare partid. Iar Partidul Național Liberal, după cum s-a procedat inclusiv la alegerile locale, a venit propunerea din partea organizației din care se face parte, se trece prin furcile caudine ale biroului politic județean, apoi se convoacă comitetul director județean, unde sunt toți președinții de organizație și inclusiv biroul politic județean, iar validarea finală a fost făcută de către comitetul de coordonare județean, din care fac parte toți aleșii locale ai Partidului Național Liberal. Iar ieri, la ora 14, am avut comitet, la ora 16, comitet director județean și la ora 17, comitet de coordonare județean, unde s-au validat listele pentru Camera Deputaților și pentru Senatul României. În cazul Senatului României, dumneavoastră ocupați locul 1, cine este pe locul 2? Este domnul primar Mihai Irimie și pe locul 3 este doamna Ardelean, care este inspector general adjunct, și pe locul 4... Cadrul prefecturii? Nu sau? Din partea, din cadrul inspectoratului școlar. Așa, da. Și pe locul 4 domnul doctor Petrui. Da, v-am rugat să precizați aceste lucruri pentru că circulați un zvon pe care l-am auzit săptămâna trecută, nu vreau să-l mai dau, să-l mai reciclez pentru că s-a dovedit a fi fals, deci dumneavoastră și domnul Irimie, primarul de la Șoimuș, locurile care, să zicem că teoretic, pe câte locuri mizează PNL Hunedoara la Senat? PNL Hunedoara mizează pe cât mai multe locuri. Și vom vedea până la urmă răspunsul celor care ne votează. Vom face tot posibilul ca reprezentanții ai Partidului Național Liberal să fie cât mai votați în județul Hunedoara, atât pe listele pentru Senat, cât și pe listele pentru Camera Deputaților. Nu venim acum cu pronosticuri, ci facem tot posibilul ca să lămurim electoratul că suntem cei mai buni. Asigur că nu putem face pronosticuri, dar mă rog, este în firea politicii să se știe, în firea lucrurilor să se știe, domne, locurile astea sunt eligibile, cam pe atâta... Unele sunt eligibile, altele semi-eligibile. Este greu de spus la momentul acesta care va fi evoluția în data de 1 decembrie, când vor fi alegerile parlamentare. Cu ce program veniți sau este prematur că se conturează programul cu care veți veni pentru alegere? Este un program, gândesc, comun al partidului, dar poate și are și particularități din partea noastră candidat în județul Hunedoara. Cu siguranță ne vom plia pe programul național al Partidului Național Liberal, dar în același timp vom pune și amprenta locală a județului Hunedoara pentru nevoia cetățenilor din județul Hunedoara. Și vom veni cu o propunere de program atât la nivel național cât și la nivel local. Dar cu siguranță dezvoltarea, bunăstarea cetățenilor este pe primul loc, siguranța oamenilor, educația, sistemul sanitar sunt temele importante care le vom aborda la nivel de program politic. Bineînțeles că ținem cont și de nevoile vârstnicilor, de nevoile sociale, de tot ce înseamnă traiul de zi cu zi a cetățenilor din județul Hunedoara. Pentru că toți sunteți primul, chiar dacă sunteți la Senat, aș ruga să precizați și locurile candidații pentru Camera Deputaților, pentru că aceste emisiuni au și o importantă componentă informativă. Deci la Camera Deputaților cine sunt candidații?
Este doamna președinte Vetuța Stănescu, locul 1 la Camera Deputaților, locul 2 este domnul primar Răducanu, pe locul 2 la Camera Deputaților, de la Baru Mare. Pe locul 3 este Dan Marinescu, colegul nostru care a fost candidat la primăria Vulcan. Pe locul 4 este primarul și colegul meu Horia de la Blășeni. Pe locul 5 este președintele organizației de la Orăștie. Și cam asta este lista la Camera Deputaților. Cum vă așteptați să fie această campanie? Sigur că la local există un specific al campaniei electorale, pentru parlamentare și prezidențiale, ele sunt puse strategic, așa, primul tur din prezidențiale categoric va stabili un trend, să spunem, pentru parlamentare. Cum credeți că va fi campania? Campania, după cum am făcut-o și după cum se fac campanie, cred că ar trebui să fie în primul rând pe idei și pe programe și pe nevoi și pe dialog. Sperăm ca să nu mai existe atâta patos individual, că acum se candidează pe liste și mai puțin pe persoană fizică, dar în același timp, cu siguranță, vom avea dezbateri suficient de aprinse pentru a lămuri în primul rând cei care se uită la noi sau cei care dialogăm cu ei. Este normal și firesc să faci o campanie cât mai, să zic așa, convingătoare pentru oameni, pentru că este foarte bine ca la nivel de parlament sau la nivel de președintele României să ajungă oameni care chiar pot să reprezinte la un moment dat cetățenii care votează. Este interesant de urmărit, sau va fi interesant de urmărit această campanie, pentru că în niște luări de cuvânt, cei doi președinți de partide au lăsat de înțeles că s-ar putea colabora într-o formulă guvernamentală după alegeri. Și atunci tonul în campanie ar trebui să fie mai ponderat, să spun așa, pentru a lăsa acel loc de bună ziua, domnule, să nu fim prea contondenți în campanie, pentru că s-ar putea să guvernăm împreună, să nu fie animozități prea mari. Avem o experiență politică și dumneavoastră, din postura de moderator, ați văzut mulți politicieni la viața dumneavoastră. Când intri într-o coaliție, cum suntem și acum, de fapt, cu Partidul Social Democrat, până la urmă suntem niște parteneri. Nu neapărat trebuie să fim, eu știu, cu anumite forme de astea de servilism politic, ci ne punem la masă, dacă va fi nevoie aritmetică, să zic în ghilimele, de a guverna, cu siguranță avem suficientă, să zic așa, demnitate și responsabilitate de a guverna. Că până la urmă țara trebuie să fie condusă, iar nu există o altă formă decât sub modul de 50% plus 1, ca să poți să formezi un guvern, iar Parlamentul să dea un vot pentru formarea guvernului. Din punctul meu de vedere, eu pot să am dialog cu oricine fără nicio problemă. Sunt deschis la orice dialog. Clar că sunt anumite lucruri care le spun fără să am nicio prejudecată, pentru că întotdeauna am spus adevărul și voi spune adevărul. Asta nu trebuie să deranjeze pe nimeni. Dacă există cumva, să zic așa, forme prin care anumiți parteneri se supără, pot să vină să contracareze fără nicio problemă. Dar am fost și voi rămâne omul care spun adevărul în față, mă lupt pentru oameni, încerc să fiu un pic altfel față de ceea ce înseamnă această secetă politică care există la momentul ăsta, din perspectiva că de multe ori puterea chiar are un rol negativ asupra unor oameni și în special în mediul politic. Iar noi venim, Partidul Național Liberal, cu o echipă
puternică, cu o echipă cu experiență, cu o echipă care încercăm să punem în fața oamenilor principiile, ideile și tot ceea ce înseamnă programul politic al Partidului Național Liberal pentru o viață mai bună, pentru un trai decent, pentru o dezvoltare economică care la rândul ei duce la progres și la tot ceea ce înseamnă bunăstarea oamenilor și viața de zi cu zi. Voi fi cel care voi lupta cu toate armele, să zic așa, politice, care îmi stau la dispoziție împreună cu colegii mei care vom candida pentru Parlamentul României, dar în același timp sunt deschis și la dialog. Știți foarte bine că în politică nu poți să spui că nu se întâmplă niciodată. Totul este o negociere, totul este un dialog, dar vreau să întăresc faptul că atunci când dialoghez, foarte important este ca să dialoghez de pe aceleași trepte, iar în orice dialog și în afaceri, dacă nu există win-win și nu sunt ambele părți mulțumite, nu există progres. Și vom porni în această campanie electorală cu acest principiu. Nu vreau să spun lumii decât următorul lucru. Voi fi același om serios, un om care îmi fac treaba, un om care încerc să rezolv probleme și niciodată nu voi apleca capul la oricine și la orice decât atunci când încerc să fac tot posibil ca oamenii să fie mulțumiți. Acum o să doresc să discutăm niște aspecte, unele dintre ele sunt speculative, legate, presa speculează ce să facem, mă refer acum la ceea ce speculează presa la nivel național, iar dumneavoastră că ocupanta locului întâi pentru Senat înseamnă că beneficiați din plin de încrederea partidului, asta înseamnă că aveți și acces la surse de informații mai apropiate de centru de putere. Ce se întâmplă cu candidatura la prezidențiale din partea Partidului Național Liberal? Pentru că se tot vehiculează că domnul Ciucă a spus că domnia sa, dacă e nevoie, se retrage pentru altcineva. Domnul Bolojan se pare că nu vrea. Mai departe, rămâne o candidatură fermă a domnului președinte PNL Ciucă? Cu siguranță rămâne o candidatură fermă a domnului președinte Nicolae Ionel Ciucă, a fost și votat de către Biroul Politic Național. Eu în activitatea mea am avut posibilitatea, atât pe partea politică cât și administrativă, să am mai multe întâlniri cu domnul președinte Nicolae Ciucă și pot să vă spun că chiar dacă adversarii noștri sau partenerii noștri, în ghilimele, încearcă să transforme în derizoriu acest subiect, vreau să vă spun că acest om, Nicolae Ciucă, este un om serios. Este un om care a făcut școala la timp, a ajuns până la cel mai înalt grad din punct de vedere profesional, șeful statului major al armatei României, omul care a fost și pe front în Afganistan, omul care a condus și brigăzi, omul care a fost și a mâncat la gamelă cu fiecare soldat, omul care a venit atunci când a fost prim-ministru în fiecare dimineață la 7 la birou și știa foarte bine și am prins și eu perioada cât am fost prefect ce înseamnă seriozitatea acestei persoane. Că până la urmă este vorba despre un om, despre o persoană. Iar ca să fii președintele României, până la urmă trebuie să fii privit și să fii un om serios. Un om care își face treaba, un om cu experiență, un om care se gândește la oameni și un om care se gândește la țară, la popor, la patrie. Cred că este omul care poate să reprezinte și să schimbe puțin paradigma de hăhăială politică care am avut-o în decursul timpului sau în istoria politicii post-decembriste românești.
este un om care are carismă, care marchează, care atunci când discuți cu el, îl vezi că este stăpânit de situația, o stăpânește situația și un om care poate să ia decizii. De în același timp este un om sincer, un om crescut la țară, născut la Plemnița, în Dolj, și este un om care a trecut sau a urcat pe toate treptele fără să sară anumite trepte în viață. Un om care este foarte bine văzut și la nivel internațional, a avut inclusiv specializări la nivel de școli de înalt renume internațional, o bună colaborare la nivel de NATO, o bună colaborare la nivel de Uniunea Europeană. Nu poți să spui că acest om nu poate să reprezinte. Unii poate îl văd prea serios, alții zic că vorbește prea puțin. Dar de multe ori vorba multă este sărăcia omului. Iar faptul că se încearcă la un moment dat să se facă așa o bășcălie specifică anumitor partide, mie mi se pare de prost gust. Normal că președintele României trebuie să facă o echipă și face o echipă cu Partidul Național Liberal și cu oameni specializați pe fiecare domeniu în parte. Când credem că știm totul, nu știm nimic. Dar este omul care a dovedit că poate să facă echipă, că a fost în anumite momente președintele partidului și în același timp prim-ministru României, într-o perioadă complicată. Și poate ne aduce aminte 2021-2022, imediat după o pandemie, a început războiul în Ucraina, un om care a ținut în echilibru. Și a ținut în echilibru, bineînțeles, cu partenerii politici, și aici vorbim de PSD, cred că a fost, după părerea mea, unul dintre cei mai echilibrați oameni politici care a avut România după anii 90. Da, am zâmbit la un moment dat pentru că ați setat așa o mică direcție de atac. Îmi place când discut cu oameni politici strecoară în această fază mici nuanțe, așa, domnul Ciucă și-a făcut școala la timp. Pe de altă parte, am mai fost amuzat când a spus că îi se reproșează că vorbește prea puțin, dar și eu cred, și asta vă întreb și pe dumneavoastră, discutăm doar atât pentru că e prima emisiune, sigur vor urma și altele în care vă ați prezenta programe, dar mi se pare important să stabilim, de exemplu, vă întreb, eu cred că românii își doresc cu ardoare un alt tip de președinte. Noi am tot experimentat fel de fel de președinți care au dezamăgit. Să spunem că Ion Iliescu, în mandatul al doilea, a fost, să spunem, s-a apropiat de profilul prezidențial de care ar avea în mandatul 2, de care are nevoie România. A venit Băsescu, că a spus de hăhăială, el era mereu președinte, poate nu la dânsul v-ați făcut referire, dar fac eu referire directă, poate că a fost prea jucător președintele. A venit domnul Iohannis, care, eu zic că nu, că a vorbit prea puțin, a vorbit aproape deloc, a fost aproape sfinx și poate și amândoi n-au fost regretați de oameni. Adică au plecat și oamenii au zis mai degrabă ducă-se, nu au rămas în memoria colectivă, nu cred că simțim niciunul dintre noi nevoia să punem o statuie a celor doi undeva în centrul Devei. Oamenii cred că așteaptă un alt tip de președinte. Tot încercăm, unul care să fie mai comunicativ, să nu fie așa izolat de popor. Iată că noi ardelenii cu proverbiala, că și dumneavoastră ți ardelean și eu, cu proverbiala noastră seriozitate, n-am dat un președinte care să fie comunicativ, apropiat, nu s-a făcut nicio conferință, vreo două, trei conferințe de presă în 10 ani de mandat. Poate că așteptăm de la aceste alegeri un președinte care să fie și cu prestanță, dar și un bun comunicator și apropiat de oameni și mai pământian, așa. Mă, cred că nici nu s-a explicat foarte bine prerogativele președintelui și prerogativele constituționale a fiecărei instituții ale statului. Și cred că ar trebui, la un moment dat, să știe românii ce rol are președintele, ce rol are prim-ministru,
ce rol are Parlamentul, ce rol are Curtea Constituțională, ce rol are Curtea de Conturi. Sunt instituții care n-ar trebui să se amestece în treburile uneia și alteia. Sunt instituții care, la un moment dat, trebuie să țină în echilibru și una peste alta, președintele Iohannis, chiar dacă poate n-a comunicat suficient, dar a ținut în echilibru la un moment dat și au fost și momente în care maică se dezechilibra total statul român și instituțiile statului și ne aducem aminte de faza cu elefantul și cu ordonanța 13. Dacă dăm puțin și derulăm înapoi istoria politică a României, care este destul de recentă. Dar, din păcate, oamenii au memorie colectivă destul de scurtă. Au fost momente în mandatul președintelui Iohannis când a fost nevoie la un moment dat de intervenția președintelui și chiar s-a făcut punctual. Și poate chiar a fost bine că cine știe ce republică dictatorială eram la momentul acesta. Și cred că ar trebui să o recunoaștem public, toată lumea, că dacă se mergea într-o formă în acea perioadă 2016-2017, când eram la nivelul ăla, când doar mai aveam un pas până la dictatură, lucrurile nu mergeau bine într-o direcție normală și firească europeană a României. Eu cred și vom vedea că mai sunt 3 luni de zile. Vom vedea că oamenii, și chiar am o experiență că noi politicienii trăim așa într-o bulă și discutăm, păi, că ăla vorbește mai mult, că ăla nu vorbește, că ăla minte, că ăla spune prostii, că ăla epatează. Dar să știți că oamenii au nevoie de siguranță în primul rând, de un om serios, care la nivel atât național, dar și la nivel internațional, și suntem într-un moment al istoriei destul de complicat. Cred că este unul dintre cele mai complicate momente în istoria după al doilea război mondial, da. Când există un pericol iminent la granițele României. Se poate întâmpla oricând. Clar că suntem într-o alianță politică la nivel european și Partidul Popular European este într-un parteneriat cu partea socială europeană. Vedem și că au trecut alegerile europarlamentare, avem o conducere cumva într-un parteneriat la nivel european, lucru care, eu zic, va duce la bunăstare. Dar avem nevoie și de un președinte care să fie într-un parteneriat nu numai cu Uniunea Europeană, ci și cu NATO și implicit cu Statele Unite, cu America. Ei sunt jucătorul cel mai important în ceea ce privește siguranța internațională și, bineînțeles, siguranța la nivel zonal de Europa de Est. Iar la granița Uniunii Europene suntem noi, România. Un stat care poate nu este cel mai puternic, dar este un stat care trebuie să facă față. Și am dovedit, și domnul președinte Nicolae Ciucă, împreună cu președintele României Klaus Iohannis, atunci când a fost momentul, au dat dovadă de seriozitate și în același timp de faptul că au reușit să țină un echilibru foarte important, nu numai pentru România, ci un echilibru foarte important pentru Europa la momentul începerii războiului. Și iată că de 2 ani de zile lucrurile merg într-o formă normală, dar în același timp într-o formă de parteneriat și de asumare a tot ceea ce înseamnă înțelegerile care le-am avut cu Uniunea Europeană și cu NATO. Și știți că acum unii zic că de ce am dat Patriot-ul, alții zic că era mai bine cu rușii, alții nu mai vor în Uniunea Europeană. Lucruri foarte periculoase.
lucruri care, Doamne ferește, să se întâmple, iar ce pot eu să spun, că cu conducerea sub tutela domnului Nicolae Ionel Ciucă, om cu greutate morală și cu o greutate din punct de vedere a tot ce înseamnă experiența pe partea de siguranță națională, nu poate să fie un pericol pentru România. Pentru că ne gândim că sunt mame, sunt surori, sunt părinți care nu vreau să-și trimită copiii la război. Toată lumea, până la urmă, dorește să trăiască într-o normalitate și într-o armonie, să avem un om care în orice secundă poate să ia o decizie pozitivă pentru cetățenii României și implicit a județului Hunedoara. Da, o să avem prin Săvorin și despre județ, dar mă bucur că ați adus vorba de Patriot, pentru că am văzut, am sesat un paradox care, dacă n-ar fi demagogic la greu, ar fi amuzant sau este amuzant. Cei care plâng acum după sistemul Patriot pe care trebuie să-l dăm Ucrainei sunt de regulă cei care sunt împotriva Statelor Unite și a parteneriatului și uită că acel sistem Patriot ne-a fost livrat de Statele Unite. Deci ar fi trebuit să zică, domnule, nu ni-l dați, că noi nu avem nevoie. Tragem cu tunul lui bunicul de la 7-7 și să vezi ce bine va fi. Acum să ne înțelegem, suntem în NATO, până la urmă într-o umbrelă puternică din punct de vedere a siguranței naționale. Că avem un sistem Patriot în plus sau în minus, la un moment dat, dacă se întâmplă ceva, imediat intră în vigoare acel paragraf 5. Da? Pe care Putin se pare că încearcă să-l testeze, să vadă va intra în vigoare. Toată lumea speră să nu se ajungă acolo. Doamne, să fie ferește. Revenind la județ, veți face parte dintr-o, aproape sigur, parte dintr-o echipă de parlamentari care vor trebui să conlucreze unii cu ceilalți. Eu sunt convins că doriți binele județului. S-a spus în timpul alegerilor, în campania electorală, că alianța la nivelul județului Hunedoara, PNL-PSD, este nefuncțională sau parțial funcțională. Credeți că veți reuși să vorbiți pe aceeași voce? Pentru că va fi nevoie, poate, să susțineți, cum a spus, niște interese punctuale pentru județ. Când este vorba de interesul cetățeanului, nici nu se pune problema de a dialoga cu oricine și oricât este nevoie ca pentru oameni să le fie bine. Și o spun încă o dată public că nu am o problemă personală cu nimeni. Nu cred că sunt omul care, și am dovedit de-a lungul timpului, că am discutat cu oricine, că a fost român, că a fost maghiar, că a fost de altă naționalitate, că a fost un om politic de o parte și de alta. Normal că există anumite divergențe, în ghilimele, când tragem un semnal de alarmă că lucrurile nu sunt pe făgașul normal. Dar faptul că am umblat cu tabla în spate, iată că s-a dovedit cu un lucru bun, că am pus presiune pe partenerii noștri de a face lucruri bune pentru cetățeni. Și dacă este nevoie, mai umblu încă o dată cu tabla în spate ca să facem un drum important sau să dezvoltăm o zonă sau să facem tot posibilul ca oamenii să o ducă bine. Din păcate, au trecut alegerile locale, au trecut 3 luni de zile, nu prea văd că se întâmplă nimic. Tot ultimul județ suntem, tot migrația tinerilor a rămas, tot avem cel mai mic salariu mediu pe economie. Dar cea mai mare pensie din țară. Da, numai că să nu uităm că chestia cu pensiile este o chestie fiziologică. Și azi o avem, peste 10 ani s-ar putea să nu o mai avem. Să dea Dumnezeu să fie mai mult. Dispar beneficiarii, din păcate, acestor gen de pensii, așa e. Dispar beneficiarii acestor gen de pensii și automat nu mai va intra în... Norocul nostru, la momentul ăsta, că avem beneficiari de pensii cele mai mari la nivel de țară. Dar, din păcate, peste 10-15 ani, lucrul ăsta nu se va mai întâmpla.
Și dacă nu punem nimic în loc, nu dezvoltăm, nu încercăm să ne punem la masă, chiar dacă nu ne place unul de celălalt, că este poate normal și firesc. Dar noi suntem puși aici, ca oameni politici, ca lideri de opinie, cum sunteți și dumneavoastră. Suntem puși aici să trecem peste orice barieră ca să ajutăm oamenii și prin noi să o ducă oamenii mai bine, că este vorba de decizie politică. Vrem, nu vrem, totul se întâmplă la nivel de decizie politică, că este vorba de parlament sau este vorba de partea guvernamentală, administrativă, până la nivel de fiecare instituție județeană sau locală. Rolul nostru, și acum eu zic că am o experiență cât de cât în cei 4 ani de administrație și ce am făcut și ce am învățat la școala de înalți funcționari publici, să pot să port un dialog suficient de matur ca oamenii să simtă că nu sunt degeaba pe pământul ăsta. Și am făcut tot posibilul și am lăsat după mine, acolo unde am lucrat, că a fost prefectură, că au fost instituțiile celelalte unde mi-am desfășurat activitatea, am lăsat lucruri care să nu fie rușine de ele. La fel voi milita și voi lupta și voi face ca acest județ și oamenii din acest județ să fie mândri că ne-au trimis acolo unde ne-au trimis. Ăsta este rolul, până la urmă, normal și firesc a politicienilor. Că se supără X sau Y, că nu li se pupă ghiulul, că nu sunt băgați în seamă. Nu trebuie să ne băgăm în seamă neapărat noi pe noi politicieni. Trebuie să ne punem la masă și trebuie să ne uităm în ochi unul la celălalt, să vedem ce facem astăzi ca mâine să fie mai bine omului. Tot așa avem oameni săraci în anumite cartiere din județul Hunedoara. Tot așa nu gândim idei complexe de dezvoltare. Uite că nu s-au înțeles anumiți primari de acum 15 ani. A fost omul care a spus bazele conceptului de conurbație. Nu eu. Am predat întâi. Nu eu am pus. Am fost de la început. Am predat. Da. La început. Și știm foarte bine că am fost acolo. Din păcate, din cauza unor orgolii politice și, în același timp, personale a unor oameni, nu s-a făcut acel lucru bun. Poate acum, când culorile se mai aseamănă între ele, se va reuși. De dumneavoastră depinde. Poate fi un proiect politic major pentru partidele care vor face parte dintr-o nouă alianță guvernamentală. Depinde de nevoia omului. Hai să ne uităm la nevoia omului. Dacă toate oamenii trebuie și ghidați, adică dacă intre pe fiecare în parte, nu ajungi la nicio concluzie. Trebuie să punem la masă și să vedem care sunt, că e vorba de brainstorming și le-am învățat toți care am făcut puțin management. Vedem care sunt ideile, vedem care sunt părțile bune, facem acea analiză SWOT, vedem, bineînțeles că nu pot să fie numai lucruri bune. Se întâmplă și lucruri care la un moment dat pot să pară cumva, eu știu, că lovesc oamenii. Și uite ce se întâmplă cu pensiile. La un moment dat, poate o anumită categorie socială, și clar că o anumită categorie socială, cum sunt minerii, siderurgiștii, cei care lucrează în energie, au fost lezați din punct de vedere a drepturilor, că au avut un drept. Să vină cineva să le spună acum, bă, nu mai ai dreptul ăsta, că nu s-a comunicat cum trebuie. Dar la foarte mulți oameni le-a crescut pensiile. Le s-au făcut reparații. Reparații normale și firești, pentru că decalajele astea în societate nu sunt bune. Din păcate, zice unul că n-a votat sau a fost împotrivă, dar n-a zis nimic după aia. Haideți să vorbim cu oamenii, hai să le explicăm. Hai să vedem că suntem într-o Uniune Europeană care dă o direcție la nivel european, care spune, bă băieți, vedeți că vă duceți în cap din cauza că există decalaje foarte mari. Știți foarte bine că ce plătim noi acum la pensii, este vorba despre vreo 90 ceva de miliarde de lei. Iar nevoia pentru pensii este de vreo 100 și vreo 17 miliarde. Deci clar că avem un deficit. De unde luăm banii ăștia? Banii ăștia îi împrumutăm și
punem presiune pe generația viitoare. La un moment dat, și noi care ieșim peste 10 ani la pensie, cineva trebuie să ne plătească pensiile. Dacă acest echilibru nu se va menține pe termen mediu și lung, intrăm în colaps. Și cred că nimeni nu dorește acest lucru. Voi face tot posibilul ca drepturile oamenilor să fie respectate. Dar cred că e cel mai important într-un stat când i-ai dat la om un drept, cu o mână nu îi lei cu două. Și faptul că tot timpul ne fofilim și încercăm să speculăm din punct de vedere politic, atât pe spatele minerilor sau a siderurgiștilor sau agricultorilor, sau aceste mase mari de oameni, nu este normal și nu este firesc. Iar să revenim la întrebare, invit pe oricare din colegii mei din orice partid politic să ne punem la masă, să discutăm și dacă ideea lui este mai bună pentru om, cu siguranță o voi accepta. Dar dacă ideea lui este mai proastă, voi face tot posibilul să le spun oamenilor că este mai proastă ideea lui și nu trebuie să meargă înainte. Ritmul, și îl vedem toți, și îl vedeți și noastră, din păcate, ritmul în județul Hunedoara este la nivelul unui om care este imobil. Nu mai avem timp. Tinerii pleacă că nu se întâmplă nimic în județul ăsta. Și peste 10-15 ani, jumătate din sate vor fi goale, jumătate din orașele mici vor fi goale, vom fi doar un județ de formă de asta, de hostel. Eu vă dau dreptate, dar aici din nou introduc, știu eu, o nuanță legată de faptul că situația județului este obiectiv așa, legat de faptul că am fost un județ monoindustrial și de altă parte de aceasta și-ați adus în... Ciolacu a spus că dacă el va fi președinte, va pleda pentru o schimbare a Constituției, ceea ce ar presupune, și eu mă gândesc că face trimitere și spre reorganizarea administrativă, care nu se poate face decât prin schimbarea Constituției. Având în vedere dorința noastră de a colabora cu toți ceilalți și faptul că din ce în ce mai mulți lideri politici la nivelul județului fac trimitere spre necesitatea nu numai a conurbației Deva, Hunedoara, Simeria și Călasă, și în Valea Jiului și a reformei administrative, la un moment dat, orice ai face în acest județ, faptul că avem orașe mici, nu poți să faci, obiectiv, nu poți să faci minuni chiar dacă vrei, pentru că nu au forță de muncă, nu au teren intravilan suficient și atunci, practic, dumneavoastră aveți din nou, eu cred că în mandatul ăsta, o șansă istorică de a zice, domne, nu putem, degeaba zicem, haideți investitori, că nu vin, știți foarte bine. Ce oraș aveți? Păi avem Deva 50.000, Hunedoara 50.000, cam atât. Vin dacă le oferi facilități. Dacă și dacă le oferi un oraș care să pulseze, cum e Timișoara, cum exact. E Brașovul, cum e Clujul, cum e Oradea. Acum, s-a cam terminat boom-ul ăla de dezvoltare la orașele mari, că nu mai este loc. Clujul continuă să atragă magnetic. Vorbeam aseară cu un tânăr de 19 ani și spunea, zice, mie Clujul, eu vreau să e foarte bun, a fost și premiat, mi se pare, Dragoș Coadă, a luat și premii pe la Olimpiadă și nu ce, un tip foarte simpatic. Ce vreau să vin în România să studiez biologie, pleacă în Sardinia, că e pasionat de peșteri, să studieze viața din peșteri peste câteva zile, dar zice, Clujul mi se pare că este maxim ce poate da România, mai bine ca la Clujul niciunde, eu aș rămâne la Cluj. Deci, mă rog, da, are, este trend. Eu am stat în Cluj 10 ani, mi-am făcut și școala, deci, știți, și am lucrat acolo, da. Are și părți bune Clujul. Are și părți, are și părți. Zic, i-am spus, Dragoș, în Florești ai mutat niciodată. No. Deci, din punct de vedere a mobilității, de exemplu, este o mare problemă. Prețul locuințelor. Așa. Prețul locuințelor, nivelul de trai, da, da. Parcări, școli. Este foarte complicat într-un oraș mare. Au apărut sateliții, cum e Floreștiul, un fel de... Care e mai mare decât Deva și Hunedoara la un loc aproape. Are vreo 60.000 la nivelul ăsta. Dar este un dormitor al Clujului. Toată lumea migrează, da, din Florești, da. Se scoală cu o oră jumate mai repede, se poate să ajungă la muncă. Deci, nu numai părțile bune. În Deva ajunge în 5 minute oriunde vrei, da? Și am putea să facem, poate, noua conducere a primăriei și așa cum a promis, va gândi
un plan de dezvoltare pentru Deva, că aici locuim amândoi și ca și locuitori. Dar poate primarii ăștia din centrul județului vor gândi împreună, că noi nu gândim împreună, că încurăm. Deva, Hunedoara, Călan, Simeria. Și dumneavoastră parlamentarii... Poate gândesc și cei din Valea Jiului, să nu mai aibă 6 administrații pe metru pătrat. Că de la Petrila și până la Uricani faci 20 de minute, 25 minute, ca și cum faci din, eu știu, în Cluj, din Mărești și până în centru. A trecut momentul în care, ca și cu Ardeleanu, cu trenul lui, hai să... Să avem toți un tren, nu fiecare trenul lui. Tren și o singură locomotivă, sau dacă trebuie, mai punem una și în spate. De-aia zic, aveți dumneavoastră, inclusiv viitorii parlamentari, aveți o șansă istorică de a pune bazele unui nou tip de județ Hunedoara. Știți cum este? Noi vorbim și venim în emisiuni. Problema este că trebuie să existe și dorința oamenilor. Deci, în politică nu poți să faci nimic fără oameni. Convingeți-i. Păi, aici este secretul. Să încercăm să-i convingem, dar în același timp să avem grijă să-i și educăm. În același timp să avem grijă să aibă tot ce le dorește mintea lor ca să poată să progreseze. Un om care trăiește pe salariu minim pe economie, un om care stă într-o chirie, un om care nu are siguranța zilei de mâine, niciodată nu va vota pentru progres, că nu poate. Nu este ținut în carapacea asta și știți foarte bine că tehnica politică și psihologică este de a ține la un moment dat oamenii cât mai sărași ca să poți să-i domini. Și acel om sau doi sau trei încearcă să facă acest lucru. Suntem în secolul 21. Hai să trecem de paradigma asta. Să ne gândim numai la noi, oamenii politici, ci să ne gândim și la oameni. Pentru că cu ei trăim. Fără ei, eu de exemplu le spun la colegii mei de la APEA, că suntem 100 de funcționari, băieți, dacă fermierii nu sunt, nici voi nu sunteți. Este foarte clar. Dacă scad fermierii, cu siguranță nu veți mai avea nici voi locuri de muncă. La fel, la un moment dat, pleacă toată lumea și migrează că se duc 80, se duc 100 de tineri și mai vin 10, da? Păi peste 20 de ani ce faci? Acum sunt persoane care nu pot să privească fiziologic... Peste 20 de ani, da. Peste 20 de ani. Dar ce facem, fraților, cu județul ăsta? Că suntem într-o formă de regres total. Trebuie să tragem semnal de alarmă, trebuie să aprindem becul roșu, să facem orice, să adunăm oamenii, să le explicăm că trebuie să schimbăm ceva. Dacă nu reușim să facem acest lucru, cu siguranță ne mai întâlnim peste 20 de ani când bem o cafea pe o bancă aici în centru, când suntem la pensie, și o zicem, bă, n-am făcut poate ce trebuie la momentul care trebuie. Atât eu, poate cât și dumneavoastră. Da, terminăm emisiunea pe această notă. Aș numi eu mai degrabă optimistă decât pesimistă, în sensul că trebuie făcut ceva, asta cu e clar. Siguranță. Și ceva concret. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru a fost prima emisiune electorală, cum am zis, preelectorală. Ca de obicei, tuturor candidaților, sănătate, succes, să ne vedem cu mulțumesc bine. Mulțumesc și cred că ar trebui să facem un îndemn românesc, și anume faptul că știm că duminică este Țebea. Așa. Și aducem toate gândurile bune asupra creșorului nostru, Avram Iancu. Invit pe toți românii adevărați să vină la Țebea, la sărbările naționale de la Țebea. Este un moment adevărat și foarte important pentru noi, ca și locuitori al județului, dar în același timp pentru moți, pentru români. Este momentul în care să fim... M-am uitat, poate 30 secunde mai continui. Am văzut dimineața niște poze din 1924, când românii așteptau Casa Regală și omageau 100 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. A fost un eveniment înălțător la Țebea. Noi, iacă, după 100 de ani, parcă cumva ne uităm afară dacă e prea cald sau e prea fric să ne ducem până la Țebea. Acolo oamenii s-au dus și desculți să vadă că există sentimentul de românism. Și rog toți românii să vină la Țebea, că este
foarte important pentru noi ca și nație și popor. Da, mulțumesc pentru acest îndemn și le spun și telespectatorilor că mâine va fi invitat domnul profesor dr. Liviu Lazăr, care va vorbi despre semnificația Revoluției de la 1848 și despre Avram Iancu, că se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui. Punem punct aici emisiunii Ora Exactă de astăzi. Invitatul ediției a fost domnul Călin Marian. Domnia se ocupă primul loc pe listele pentru candidatura la Senatul României pentru alegerile din această toamnă. Îi mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne urmăriți. La revedere, toate cele bune tuturor! Vino la Catena! Super campania frumuseții a luat startul! Vichy, La Roche-Posay, CeraVe, Rilastil, Ducre, Aven, Bioderma și Gerovital Derma Plus cu reduceri de până la 40%. Ați votat Catena, lanțul cu cel mai bun raport calitate-preț din România. Vă mulțumim! Catena. Trăiește curat! Colectează separat! Supercom susține campionii! Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Supercom susține campionii! Rapid, profesionist și eficient. Dedechim. Compania numărul 1 din vestul țării oferă servicii de top în domeniul deratizării, dezinsecției, dezinfecției și tratamentelor fitosanitare. Cu o experiență de 30 de ani pe piață, specialiștii Dedechim vă ajută cu cele mai bune soluții pentru combaterea dăunătorilor de mici și mari dimensiuni, indiferent de spațiu interior sau exterior. Personalul calificat și autorizat pentru astfel de lucrări intervine cu cele mai potrivite metode și produse performante în locuințe, în scările blocului, instituții publice, birouri, spații comerciale, unități medicale și școlare. Se acționează operativ pe domeniul public, în parcări și zone verzi, prin pulverizare terestră, dar și avio. Calitatea serviciilor Dedechim are ca scop protejarea sănătății publice și îmbunătățirea vieții oamenilor. Dedechim. Un plus de siguranță pentru dumneavoastră. Veniți cu mic, cu mare! Iar dăm cărucioare! Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it, love. La MedLife iubim să vedem oameni fericiți, iar asta...